Alături de noi în această dimineață este și doamna Camelia Mitoșeru, frumoasa doamnă, bună dimineața! Bună dimineața, nelipsitul Albin. Comentăm cele mai importante subiecte mondene ale dimineții, așadar ne întoarcem în redacția Antena Start, de tot. La colegul nostru, Bogdan Căpățână, te ascultăm cu prima știre. Bună dimineața din nou, prima știre este despre Denis Alibek care se lăfăie în bani. Fiecare apariție a lui este de milioane de lei, ceea ce înseamnă că își permite să facă acest lucru. De ce spun asta? Pentru că recent Alibek și-a cumpărat un bolid de lux în valoare de aproximativ 200 de mii de euro și mai mult decât atât nici la haine nu se uită, nici la bani nu se uită când vine vorba să-și cumpere haine, pentru că își cumpără numai haine de firmă. Acesta și-a cumpărat pantaloni în valoare de 300 de euro, un rucsac de peste 1000 de euro, dar și un cardigan de în valoare de aproximativ 1000 de euro. Dar la salariul lui în valoare de 25.000 de euro lunar își permite să facă astfel de investiții. Cu toate că Becali l-a cam tras de ureche atunci când a aflat că și-a cumpărat noua mașină. Păi la 25.000 de euro lunar, ca să ajungi să-ți cumpere o mașină de 200.000 de euro, trebuie să strângi bani pe bani. Păi înseamnă că și-a strâns bani pe bani. Da, mă, nu face rău. Știi ce se întâmplă? Pe vremea mea se zicea, sunt prea sărac ca să mă îmbrac ieftin. Deci un lucru care costă mult este și foarte durabil și bun. Dar ce să zic, probabil că el își cumpără haine puține, dar adevărate. Dar dacă Denis Alibek ar fi fost copilul dumneavoastră, l-ați fi lăsat să dea 200.000 de euro pe patru roți? Nu, dar să vă spun ceva foarte interesant. Deci pe vremea mea existau niște formații de muzică foarte cunoscute și bineînțeles că începuseră tricourile cu echipele, cu formațiile respective. Și eu plecam în străinătate și el îmi spunea să nu mi-aduci nimic decât un tricou cu Depeche Mode. Mă rog, ce era atunci? Vă rog să mă credeți că tricoul ăla costa cât 5 bluze ale mele. Mamă! Și atunci nu știam cum să fac, ca totuși aduc tricoul ăla. Și aveam foarte mulți admiratori. Și toată lumea mă întreba, ce să-ți cumpărăm? Vrei familie? Vrei un parfum? Vrei? Și eu spuneam, nu, un tricou. Uitați că și Denis Alibek își știgă cât un apartament, pentru că cu 25.000 de euro pe lună ne putem cumpăra o garsonieră. El să pe un butoi de pulbere, pentru că de urechi l-a tras și Gigi Becali. Foarte bine așa. Face Gigi. Dacă el și-a luat mașină de 170.000 de euro, cum să-ți iei mașină de 170.000 de euro? Cumperi o asemenea mașină dacă ai salariul de 1.000.000? Așa ce faci? Îți dai salarii tot pe mașină? Știți foarte bine că în clipa în care a ieșit pe ușa magazinului, e la jumate de preț. Dar deci, ce se întâmplă, doamna Mitoșeru, cu tineretul din ziua de astăzi? Trăiește numai pentru firmă și pentru poleală. Păi da, gândiți-vă, Denis Alibek nu provine dintr-o familie înstărită bine financiar, da? S-a chinuit omul ca să ajungă unde este. Acum că e pe val, că e cunoscut, că da, are, e curios. Câștigă destul de mulți bani. E curios, da, da. De ce aruncă așa cu banii și nu se gândește la ziua de mâine? Că azi este, dar poate mâine nu mai este. Absolut, dar să știu un lucru. Celebru și pe val. Ăsta e felul lui. Deci el toată viața așa va trăi. Deci să țineți minte. Din cauza că n-a avut... Nu, nu are importanță. Nu, așa e el construit. Eu cunosc un băiat care toți banii juca la poker. Și era dintr-o familie foarte echilibrată, o familie care i-a dat o educație foarte bună și el era un pokerist. Toți banii până la kilot și de la poker. Dar uitați că și Gigi Becali spune că el are un potențial mult mai mare și pe viitor poate câștiga mult mai mulți bani. Nu credeți că ar trebui să se concentreze mai bine pe carieră și să lase fițele și figurile? Păi bineînțeles, dar el așa fi tot, va fi toată viața. Și n-are cine să-l schimbe. Este fondul lui, caracterul lui. Deci asta e, n-ai ce să faci. Trebuie să ne luăm așa cum suntem fiecare. Dar nu, e o boală urâtă. E o boală urâtă. Deci el, mașina aia nu și-a luat-o pentru el, ci a luat-o ca să-l vadă lumea. Nu? E clar. Așa. Dar eu cred că cea mai proastă investiție este mașina, automobilul. El, așa cum și Răzvan spunea, nu a avut bani când era mic. Deci provine într-o familie care foarte modestă. Poate că frustrările s-au adunat atât de mult încât acum vrea să-și cumpere tot ceea ce nu a putut. Normal să-i dea viața până normal, acum. Dar el nu e normal, are altfel de gândire. Deci un om normal când nu are, caută să agonisească, caută să-și facă lucruri trainice, adică o casă, o mașină rezonabilă, să-și pună bani pentru zile negre, exact ce spune el, că mâine nu știe ce se întâmplă. Dar el este un tip special. Dar nu e fericit. Când ai atât de mulți bani, când Dumnezeu te-a ajutat, când Dumnezeu ți-a pus mâna în cap, tu-ți nu mai bine decât să... Exact, de ce să-ți bagi joc de bani? Când sunt oameni
atât de săraci în România, când ai putea să și îi ajuți... Și când tu însuși ai fost, da, un om sărac. Și știi cât de greu este să n-ai o pâine pe masă, să duci grija zilei de mâine și tu arunci așa cu banii, până mă îți bagi joc de tine. De munca ta. Exact, exact, de munca ta. E foarte pentru bine. Că, Doamne ferește, se întâmplă ceva. Intră unul în tine. Ai un accident. Se și se duce cariera. O tablă, să dai pe o tablă 200 de mii de euro. Da, e o prostie. E o prostie, absolut. Să-ți iei o casă, să investești într-o afacere care să-ți aducă un profit de viitor. Da, eu cred că... Te accidentezi la un picior și nu mai poți să joci, ce faci? Aici au un rol foarte important la Gigi. Gigi trebuie să stea de vorbă cu el foarte serios, pentru că Gigi e un părinte bun, un sufletist și un om echilibrat și un om care a știut să facă bani. Deci a trebuit să stea de, dacă e milă de el, să stea uitați, de vorbă. Și uitați, a fost cazul Mihăiță Neșu, s-a accidentat, da? Iar cariera lui dintr-o dată s-a terminat. Da, și acum săracul se chinuie, nu mai are bani, nu mai câștigă bani. Trăiește... Dar toată lumea trebuie să gândească așa, mă. Da, ți-am spus, suntem fir și fir. Uite, eu sunt o nebună. Eu dacă plec în străinătate, primul lucru, mi-ascund 100 de euro de mine. Mi-ascund de mine! Deci pot să mă duc să cumpăr tot ce vreau. Și când ajung în aeroport, uite, mai am 100. Dar eu de ce o las? Doamne ferește, ți se face rău pe stradă. Doamne ferește, se întâmplă ceva. Domnule, măcar de mașină până la aeroport să am bani. Doamna Mitoșeru, există și fotbaliștii de genul lui care nu au avut bani când erau mici. Acum, câștigând bani, își ajută foarte tare familia. De exemplu, îmi vine acum în minte Bănel Nicoliță, da, care a atins la un moment dat apogeul carierei și a cumpărat case, a făcut case părinților. Atunci n-am mai fi zis nimic că aruncă cu banii stânga și dreapta. Pentru că ăla-i un om normal, copii, ceva de genul ăsta. Tot ce spuneți voi, gândesc că așa trebuie să fie. Deci intră normal. El este un tip mai special, însă nu vreau să-l coste, adică să dea Dumnezeu să fie numai bine, da. Dar nu extravaganța care nu duce la bine. Și de ce spunem că l-a cam luat valul? Acum puțin timp am și arătat imagini cu el de la o terasă, atunci când el invoca faptul că se simte rău și că are probleme la stomac și că nu a putut să participe la un meci important din acel weekend. Da. Ce să facem? Da, dragă, Gigi, trezește-l, ia-l de ureche. Păi l-a luat. Foarte bine, nu te lăsa. Dacă ar fi fost copilul meu, ce ați făcut? Exact ce face și Gigi. Mă, ce poți să faci la un copil decât să stai după el, decât să-i explici, decât să-l rogi, decât să-i dai exemple? Altceva ce poți să faci? Să-l mai faci încă o dată, nu mai intră în burtă. Denis Alibec a spus printre sursele apropiate, spun că el și-a fi schimbat mașina pentru că mașina trecută, o mașină nu la fel de scumpă, a fost găriată de o fostă iubită. Poate că așa a vrut să scape de blestem. Să fim serioși și dai atâția bani pentru... Nu. Mașină nouă. E el un tip ciudat și un tip care tot timpul vrea să epateze. Asta e părerea mea. Mă iert dacă greșesc, dar aș vrea să nu fie așa. Să greșesc eu.